Bună dimineața și Hristos a înviat, prieteni! Astăzi este miercuri și am venit din nou la treabă. Deja m-am apucat să pun rigipsul pe la glafurile ferestrelor. Am placat glafurile cu rigips pe unde venea spuma. Iar acum o să urmeze să placez și la ușa aceasta de la exterior, glafurile. Și formă și la cele două uși de interior. Eu procedez așa. Am tăiat fâșia de rigips. După ce am tăiat-o la dimensiunea respectivă, o să îl lipesc cu super rigips. După ce o să se întărească, o să dau câteva negrese lungi, la vreo 9 cm sau 10 negresa, o să-i dau pe aici, pe undeva, ca să fie prindere mult mai bună. Iar apoi o să pun colțarele și glet. M-am apucat să chituiesc rigipsul. Am făcut și glafurile la ferestre, am pus colțare. Acum urmează și la uși să fac glafurile. Am făcut la două uși, mai am la o ușă. După ce termin glafurile, o să dau a doua mână de 126 la îmbinările rigipsului. Mai am aici, la această ușă. Și pe urmă o să montez și dozele în pereți.
Nu știu cât de bine se vede, dar cam aici am ajuns pe ziua de astăzi. Am dat și a doua mână de 126. Acum mâine o să urmeze să dau CTO 127, ultima mână de finisat. Din păcate, telefonul nu prea filmează chiar atât de bine încât să se vadă mai bine. Am făcut toate glafurile la toate ușile. M-am migălit foarte mult, aproape toată ziua. Detaliile acestea la sfârșit contează foarte mult. Aici se vede, cum zicem noi, adevărata meserie. La sfârșit se vede absolut tot, cât de bine s-a lucrat. Din păcate nu prea mai am ce să mai filmez, pentru că doar aplic gletul. Și drept să vă spun, nici prea am avut timp, am tras toată ziua tare. Atâtea glafuri de făcut, geamurile sunt foarte mari, uși. Și dacă vă place ceea ce fac sau aveți nelămuriri și vreți să vă explic, puteți să-mi lăsați în comentarii. Să-mi lăsați un like, un dislike. Să vă abonați, să distribuiți prietenilor ca să vadă și ei dacă vă place acest canal. Și cam atât pe ziua de azi, dragilor. Numai bine, la revedere!